Avem promisiuni că până cel puțin de Crăciun, sau asta înțelegem, vom avea un guvern, un guvern legitim care să poată da ordonanțe de urgență. Până de Crăciun, Crăciunul este. Credeți că putem poi avea mâine. Până de Crăciun un guvern? Nu. La cum arată negocierile, că vedem zilele acestea se fac tot felul de negocieri pe funcții, pe ministere. Vi se pare că este o negociere? Mie mi se pare că este un singur lucru care se întâmplă. Încercarea disperată a domnului Orban de a rămâne cumva în fruntea bucatelor din PNL. Dacă altfel, el pierde, ce se întâmplă? El își negociază doar atât poziția de președinte la Camera Deputaților. Dacă nu obține acest lucru, va fi mătrășit, scuzați-mi termenul neacademic, de cei din PNL, pentru că de-abia așteaptă. În PNL, în momentul de față, sunt trei căscioare care s-au creat. Aripa talibanică pro-Orban, aripa anti-Orban de dinainte de a fi el premier, pentru că nu foarte multă lume a fost încântată. Gândiți-vă că au rămas pe din afară o grămadă de oameni, cum ar fi Adriana Săftoiu sau Cezar Preda și așa mai departe. Cei care nu au mai prins un loc în Parlament. Și aripa iohanistă, care este și cea care va câștiga, după părerea mea, guvernul pe care îl negociază ăștia între ghilimele, scuzați ăștia, acești domni între ghilimele, că nu e negociere, nu va trece de cenzura domnului președinte sau în orice caz nu va ajunge până la domnul președinte. Știți de ce? Pentru că domnul președinte de fapt vrea un singur premier, unul singur. Iar acela se numește generalul Ciucă. Nu vreau să fac pariu acum, dar cred că în proporție destul de mare, fie va fi dintr-un foc numit domnul Ciucă și nu Câțu, fie va fi lăsat să-și rupă dinții, ceea ce merită, după părerea mea, mai ales că și-a vopsit părul astăzi, domnul Câțu, după care se va crea acel, cum să-i spun, sentiment de teamă, de panică, de frică, se va crea acel eveniment emoțional, încărcat emoțional, care să îi permită domnului președinte să spună, uite, votați-l pe ăsta odată, pe domnul Ciucă, pentru că țara are nevoie de un guvern, nu ne mai putem juca de a nominalizările.